Cosmin, do you have any explanation for what happened? No. Is this the difference between the football that is played in Great Britain and Romania? Este o diferență mare, dar nu, nu cred că este așa mare diferență. There is a big difference, but I don't believe that the gap is that big. Is it a nightmare to get this result? No. No. What do you think about the goal that Grozov scored? Does it matter for the score? Întotdeauna contează un gol înscris în deplasare și întotdeauna îți dă, chiar dacă sunt șanse minime, îți dă șanse la calificare. It always matters to have a goal scored away, and it gives you, though it gives you some chances, it does give you some chances for the qualification. What do you think percentually? Sub 5%. 5% below. When you went into, what did you tell the players? Nu le-am zis nimic, ce să le zic. Mai trebuie să zic eu ceva după evoluția asta? Dar ok. I said nothing. Was there anything to say them after the match? Problema că ce am văzut în seara asta nu e Petrolul care am văzut în ultimele meciuri sau de când am început acest an. What I've seen tonight was not the team that I've seen since the beginning of the year. Și din punctul ăsta de vedere e o problemă pentru că au clăcat toți jucătorii. And based on that, it's a problem because all of them made a lot of mistakes. Did Laudrup surprise you? No, dar diferența jucătorilor, diferența de valoare, jucători care s-au plătit milioane bune pe ei, fac diferența în teren întotdeauna. Dacă tu ai jucători care nu sunt obișnuiți cu asemenea meciuri, the difference in the players, the difference in the players that were paid millions for them, there's always the difference in match. Atunci e normal ca jucătorii care se plătesc milioane bune pe ei să facă diferența. There's always the chance that the players who were paid millions to get them will always do a difference in the match. După un asemenea rezultat, cum pregătești meciul următor? After such a result, what would you tell the players to prepare them for the next match? Poate ne mai având multe șanse la calificare. Probably because we don't have a lot of chances to qualify. Poate vor juca la potențialul care eu îl știu că au. Probably in that case they will play at the potential that I know they have. Reușita lui Grozav l-ar putea aduce în vederea unor echipe din Premier League? Do you think that the goal scored by Grozav will give him into the eyesight of the clubs that are in Premier League? Eu cred că ca să fii să joci în Premier League trebuie să faci mai mult decât un gol din forfecă. I believe that in order to play in Premier League you have to score more than just a goal from overhead kick.